Bună seara, numele meu este Claudiu Merea, sunt software developer la Endava și vreau să vă vorbesc despre un subiect care mi-a atras atenția cu ceva timp în urmă. Este un subiect mai atipic, dacă se poate spune așa, deoarece nu este un review al unei tehnologii existente gata apărute pe piață, ci dimpotrivă este un preview al unor modificări majore care se vor petrece pe platforma .NET în perioada următoare. Înainte de toate, aș vrea să facem o trecere în revistă asupra noilor tendințe pe care le-am putut observa cu toții că se întâmplă în ultimii ani în industria dezvoltării software. Se pune un accent din ce în ce mai mare pe strategii cross-device. Aplicațiile pe care le realizăm trebuie să ruleze fluid pe o gamă variată de dispozitive, pe diverse sisteme și configurații. De asemenea, am putut observa o frecvență mult mai mare a release-urilor unei aplicații. Aceasta se datorează faptului că există un ciclu mult mai rapid al implementării și al inovației. Și nu în ultimul rând, colaborarea prin comunitățile open source a căpătat o amploare foarte mare. Drept dovadă este succesul înregistrat de GitHub în ultimii ani. Se pare că Microsoft a găsit un răspuns la aceste noi tendințe, iar anul acesta, în cadrul conferinței Tech desfășurată în Statele Unite, au avut loc o serie de prezentări intitulate The Future of .NET on the Server. În cadrul acestor prezentări s-a menționat pentru prima oară despre termenul vNext. Ce înseamnă vNext? vNext însumează o serie de inovații aduse platformei .NET care sunt menite să acomodeze toate tendințele de care vă vorbeam mai devreme. Aceste inovații promit că vor genera un entuziasm foarte mare în rândul dezvoltatorilor de .NET. Ele aduc un spor de flexibilitate a aplicațiilor. Developerii vor putea să-și aleagă propriile tool-uri, propriile platforme pe care pot rula aplicațiile. De asemenea, se oferă un control sporit asupra modului în care sunt realizate aplicațiile vNext, care targetează în principal aplicații web, ASP. De asemenea, vNext aduce foarte multă deschidere. Este un proiect open source, iar dezvoltarea sa se realizează printr-un proces de feedback continuu din partea tuturor dezvoltatorilor care au acces la codul sursă. vNext promite că va aduce un plus de performanță a execuției și, de asemenea, prin eficientizarea resurselor și a timpului necesar implementării unei aplicații vNext, se va oferi o productivitate crescută tuturor developerilor și vom vedea imediat cum se concretizează aceasta. Odată cu apariția vNext, framework-ul .NET se va împărți în două versiuni majore. Versiunea standard, respectiv o variantă optimizată pentru cloud. Ambele versiuni vin cu o serie de facilități, cum ar fi modularizarea totală, un suport built-in pentru dependency injection, un suport crescut pentru deploy pentru cloud, un proces mult mai rapid al implementării aplicațiilor web și, bineînțeles, așa cum vă spuneam mai devreme, toate aceste modificări fac parte dintr-un proiect open source care este disponibil pe GitHub. Spre deosebire de varianta standard, varianta optimizată pentru cloud vine cu încă două avantaje majore. Acestea sunt deploierea framework-ului în cadrul aplicației. Până acum, dacă doream să rulăm mai multe aplicații .NET pe un sistem, era necesară instalarea globală a framework-ului. De multe ori se punea problema de update-uri și puteau apărea diverse probleme, conflicte datorită update-urilor. Toate acestea se datorau faptului că aplicațiile erau legate între ele de această variantă globală a framework-ului. Acum, odată cu vNext și mai exact cu varianta optimizată pentru cloud, framework-ul se va deplasa în cadrul fiecarei aplicații. Asta înseamnă că pe același sistem vom putea avea diverse aplicații, fiecare cu propria sa versiune a framework-ului și mai mult decât atât vom putea avea aceeași aplicație care va putea rula pe versiuni diferite ale framework-ului pe același sistem. Și în ultimul rând se va optimiza utilizarea resurselor de memorie.
Varianta optimizată pentru cloud este o variantă compactă, care nu va conține decât resursele necesare pentru realizarea unei aplicații web care va fi hostată în cloud. Deci nu vom putea vedea referințe către Windows Phone sau Windows Presentation Foundation, de exemplu. Va rezulta astfel un framework mult mai compact, de dimensiuni reduse de aproximativ 11 mega, ceea ce este o îmbunătățire majoră. Așa cum se reflectă din această diagramă, aplicațiile VNX aduc o flexibilitate mărită. La baza lor se află Baseclass Library, iar apoi avem de ales între CLR-ul standard, corespunzător framework-ului full standard, respectiv Core CLR, care este corespunzător framework-ului optimizat pentru cloud, care este un subset al standard CLR. De asemenea, aplicațiile VNX pot fi hostate ISA, așa cum ne-am obișnuit cu toții, dar pot fi și self-hosted. Flexibilitatea este foarte mărită și se pot schimba diverse componente. Așadar, putem înlocui Core CLR cu un alt tip de CLR dacă dorim. Probabil unii dintre voi ați auzit despre proiectul Mono, care permite portarea aplicațiilor .NET pe alte platforme. VNX va aduce un suport built-in pentru acest proiect Mono și, iar, prin urmare, Core CLR va putea fi înlocuit cu un alt tip de CLR, de exemplu, cum ar fi CLR-ul Mono. Aceasta ne duce cu gândul la platformele pe care vor putea fi suportate aplicațiile .NET și dacă înlocuim framework-ul Core cu unul Mono, vom putea suporta atât Windows, cât și Linux și macOS. De asemenea, flexibilitatea ridicată se reflectă în următoarea versiune a IDE-ului Visual Studio, versiunea cu numărul 14, care este preconizată să apară anul viitor. Structura proiectelor este schimbată față de versiunile precedente. De acum, referințele vor fi dispuse sub formă arborescentă, astfel încât să se ofere dezvoltatorilor o privire mult mai clară asupra felului în care sunt înlănțuite dependențele în aplicație. Toate aceste dependențe pe care le vedeți aici sunt sub formă de pachete NuGet, ceea ce este un alt avantaj major. De asemenea, o altă adiție importantă este introducerea unei noi resurse, un fișier de configurare numit Project.json. Aici putem specifica dependențele pe care le avem în aplicație. Dependențele sunt sub formă de pachete NuGet și putem specifica o versiune specifică sau putem introduce un wildcard, de exemplu, pentru a specifica ultima versiune. Dependențele pot fi scrise cu suport IntelliSense. De asemenea, se pot defini comenzi custom, cum se poate vedea în acest exemplu. Se definește o comandă custom care permite aplicații să fie self-hostate, adică să nu mai aibă nevoie de un proces IIS pentru a fi rulată. De asemenea, se pot specifica diverse configurații, cum ar fi configurația .NET 4.5.1, de exemplu, pentru varianta full framework, respectiv configurația K1.0 pentru varianta optimizată pentru cloud. În cadrul configurațiilor putem specifica de asemenea dependențe sau putem specifica ce fișiere dorim să fie incluse sau excluse de la compilare și așa mai departe. Bineînțeles, toate dependențele pe care le specificăm se sincronizează în timp real cu arborele de referință din Solution Explorer. Un alt avantaj adus de VNX este suportul pentru dependency injection, care devine un mecanism built-in de configurare a aplicațiilor. Acesta se realizează în cadrul unei clase denumită Startup, care expune o metodă denumită Configure. Aici putem efectiv să injectăm doar acele servicii sau componente middleware de care avem nevoie în cadrul aplicației. De exemplu, dacă dorem să ne configurăm setările la baza de conexiuni la baza de date, acest lucru se poate realiza prin alegerea unui fișier de configurație care poate fi sub forma XML, JSON sau IN. De asemenea, dacă dorim să includem anumite servicii, cum ar fi Entity Framework, MVC sau diverse mecanisme de logare,
Putem realiza acest lucru prin apelarea unor metode de gen AddMVC framework, respectiv AddMVC. De asemenea, în cadrul acestei metode se permite configurarea parametrilor acestor componente și aceasta se realizează prin apelarea unor metode de gen useServiceName, cum ar fi useMVC, care permite setarea rutelor în MVC. Așadar, se va oferi un control mult mai granular, iar developerul va avea ocazia să vadă exact de ce resurse, respectiv ce componente va avea nevoie în cadrul aplicației. Și la începutul prezentării vă spuneam că VNX va veni cu multe modificări care vor maximiza timpul și resursele necesare procesului de dezvoltare. Ce ar fi dacă am dorit de fiecare dată, când facem o modificare minoră, dacă am dorit să fixăm un defect cu rapiditate, să ne putem vedea modificările propagate foarte rapid în aplicația finală. Acest lucru va fi posibil datorită compilatorului dinamic. Așadar, compilarea se va realiza în memoria sistemului și pasul de rebuild al aplicației nu va mai fi necesar. Așadar, dacă lucrăm pe un proiect web și dorim să facem o modificare minoră, odată ce este pornit procesul aplicației, nu va trebui decât să ne salvăm fișierele codului sursă și doar prin simpla salvare modificările vor fi propagate în aplicația finală. Așadar, nu va trebui decât să facem un simplu refresh în browser și vom vedea modificările propagate. Acest lucru se datorează faptului că în spatele compilării dinamice se află un mecanism care observă modificările fișierelor din codul sursă și își actualizează în mod automat referințele în aplicație. Bineînțeles, există o serie de avantaje oferite de noua direcție a framework-ului .NET și pentru cei care sunt interesați să afle mai multe despre acest proiect, există o categorie dedicată pe pagina oficială ASP.NET. De asemenea, viitoarea versiune a framework a IDE-ului Visual Studio 14 poate fi descărcată. Bineînțeles, acum nu este decât versiunea de consumer preview care oferă funcționalități mai limitate, dar se pot testa foarte bine toate avantajele folosite aduse de VNX. Mai mult decât atât, există o serie de sesiuni video disponibile pe Channel 9, unde se prezintă multe alte avantaje oferite de VNX, inclusiv meeting-urile de stand-up ale dezvoltatorilor care stau la baza proiectului, și astfel încât toată lumea poate urmări progresele înregistrate în cadrul VNX. Acestea fiind spuse, vă mulțumesc mult pentru atenția acordată. Eu personal aștept să lansarea oficială a VNX și poate cine știe următoarea versiune a site-ului de desktop magazine va fi un proiect VNX. Folosește un container built-in de dependency injection, dar dacă, de exemplu, ești fan out of text sau nginject, se pot folosi în continuare și acele containere. Doar o precondiție pentru aceasta este specificarea dependențelor în fișierul de configurare project.json, iar apoi în cadrul metodei configure se pot seta parametrii pentru containerele respective. Încă una. Da. O să fie, cum o să poți instala? O să fie un pachet NuGet? Da, sunt sub forma de pachete NuGet. Ele vor putea fi descărcate fie online, va fi o bază comună, fie incluse în proiect și trebuie doar să fie adăugate în fișierul de configurare. De asemenea, o să fie și multe tool-uri, se vor putea instala pachete NuGet inclusiv în linia de comandă. Asta cum preferi tu. Mulțumim, Claudiu, și mulțumesc de ideea cu site-ul.